Mă bucur să petrecem timp drămuit împreună. Astăzi ne vom îndrepta atenția spre lumea jocului și ne vom uita la cum ne putem elibera de gândurile negative pentru a ne reconecta cu prezentul. În haosul cotidian, mintea noastră poate fi adesea asediată de gânduri care ne împovărează, ca părinți, mentori, profesori, sau doar, care, sau doar ca persoane care caută liniște. Este esențial să găsim căi de a ne elibera și de a ajuta pe cei mici să facă același lucru. Imaginați-vă o sticlă plină de păcură. Fiecare gând negativ este ca o picătură de murdărie în apa noastră clară. Cum putem curăța această apă? Joaca poate fi răspunsul. Și azi vă voi povesti despre câteva activități simple, dar puternice, care pot transforma negativul în pozitiv. Prima activitate este simplă, eliberarea unui balon, care este asociată cu eliberarea unui gând nedorit. Nu este vorba de orice fel de balon, ci unul pe care copilul îl poate umfla și pe care apoi să-l lase să zboare prin aer, râzând în timp ce urmărește zborul acestuia. Următoarea metodă implică un sac de gunoi, da, ați auzit bine, un sac de gunoi pe care copilul îl poate umple cu aer și apoi îl poate sparge, simbolizând eliberarea de o greutate emoțională. A treia activitate este creativă și terapeutică. O hârtie pe care copilul scrie sau desenează un gând negativ și apoi uh, o rupe în bucăți mici sau poate un șervețel, un obiect banal, dar în acest context un instrument puternic. Copilul scrie un gând și apoi îl aruncă în toaletă, spălându-l efectiv din viața lui. Și nu trebuie să ne oprim aici, să luăm un post-it sau un abțipild cu un mesaj pozitiv. Copilul îl poate lepi oriunde dorește, transformând un spațiu obișnuit într-unul care îi amintește de frumos și de bine. În final, poate că cel mai puternic instrument este o foaie de hârtie. Pe ea, copilul poate scrie gânduri negative și apoi să le șteargă, să le facă să dispară, împuternicindu-se cu fiecare gest. Reflectați împreună cu copilul în acest proces de joacă și amintiți-vă că suntem mai puternici decât orice cuvânt pe o bucată de hârtie, și că prin joacă putem reconstrui și resemnifica. Așadar, să ne jucăm!